Bună seara, dragii mei! V-am rămas restanță cu multe lucruri atunci când am vorbit despre starea de bine și trecerea brusc și dintr-o dată la starea de rău și vorbeam despre metodele de vindecare a anxietății, a depresiei, a gândurilor negre care ne bântuie de multe ori. Am rămas la un subiect care am văzut că v-a incitat foarte mult și v-a deschis curiozitatea despre hipnoterapie. Așa că l-am invitat din nou alături de noi pe psihologul și psihoterapeutul Călin Romniuc. Bună seara, Călin! Bună seara! Te vrea telespectatorul! Este, într-adevăr, este un subiect incitant, asupra căruia și planează așa un fel de mister. Acum noi ar trebui să devoalăm misterul și să spunem că este ceva foarte natural. Zic eu. Ce constă această diferență? Odată, la nivel fiziologic, există o diferență de unde cerebrale care apar în starea de somn și undele cerebrale specifice stării de transe hipnotice. Nu o să mă refer în detaliu la acest aspect. Și aici mă voi exemplifica și vom merge la nivel experiențial. Adică, care e diferența dintre somn și starea de transă hipnotică? Da, unii chiar confundă, spuneai și tu, confundă starea de hipnoză cu somnul, dar eu cred că e mai degrabă o relaxare totală decât că nu adormi în timpul sau se adormi în timpul hipnozei? Nu. Este transa hipnotică aduce cu ceea ce s-ar putea numi veche relaxată. Adică mai aproape cumva ca și atunci când visăm cu ochii deschiși, ca și reveria. Da. În somn, dacă de exemplu dormim profund și în momentul respectiv intră cineva în cameră, nu știu, trebăluiește ceva pe acolo sau vorbește încet, eu nu știu că a fost cineva în cameră. Acest lucru însă nu se întâmplă în transa hipnotică. Adică, în timp ce eu sunt în transă hipnotică, zgomotele pe care le aud, știu eu, că trec mașinile pe stradă sau vorbește cineva în altă încăpere, aud că se vorbește, dar intensitatea cu care percep aceste zgomote este mult mai redusă. De ce? Pentru că atenția mea este centrată în interiorul meu, pe ceea ce simt, pe ceea ce gândesc în momentul respectiv. Și atunci, dacă... O să vedem că starea de transă hipnotică reprezintă o stare de centrare sau concentrare a atenției pe ceva anume. O să dau câteva exemple. De altfel, starea de transă hipnotică, toată lumea a trăit stări de transă hipnotică, dar nu știa, dar oamenii nu știu că acele stări așa se numesc. Uite, să îți dau eu un exemplu foarte bun. Mi-aduc aminte că a apăruse pe piață cartea Pe aripile vântului. Și stăteam la parterul unui bloc, am uitat că era seară, se făcuse noapte cu lumina aprinsă și eram atât de cufundată în lectură
încât n-am mai văzut, n-am mai auzit nimic în jurul meu. Nu m-am trezit că cineva bate în geam. Au trecut pe acolo oameni, au văzut că eu eram relaxată și m-am trezit, zic, oh! Exact. Asta da. Este o transă hipnotică spontană. Da. Și cu toate astea, deci știați unde sunteți, dar în același timp trăiați subiectul cărții. Subiectul da? Cărții. Da, asta este transa spontană. Același lucru se întâmplă în transa hipnotică indusă în cadrul cabinetului. Adică în cabinet clientul, atenția este concentrată pe sugestiile pe care le dă. Asta și vroiam să te întreb, dar poate revenim puțin, că vreau eu să te întreb mai multe lucruri despre sugestii și rolul lor. Continuați ideea, da. Și atunci, atenția clientului este concentrată pe ceea ce, pe sugestiile care le dă, am zis, terapeutul. Fiind o centrare a atenției pe sugestii, atunci prelucrarea stimulilor exteriori are loc într-un mod superficial. Adică dacă în cealaltă cameră pot să aud că se vorbește, dar să nu înțeleg ce anume, sau dacă cineva vorbește lângă mine în timp ce eu sunt absorbit, pot să aud că vorbește, dar nu neapărat să prelucrez la nivel semantic sau de înțeles ceea ce spune persoana respectivă. E același lucru. Ceea ce a spus dumneavoastră este o transă hipnotică spontană indusă de un stimul exterior. Dar noi putem să intrăm într-o transă hipnotică spontană determinată de un stimul interior nou. Și acel stimul poate să fie un gând, de pildă, sau un scenariu care eu mi-l derulez în minte. Adică, eu pot să mă gândesc intens la o problemă, da? Sau la un anumit eveniment și în timpul ăla cineva să-mi vorbească. În cazul ăsta spune, știm că am auzit că a vorbit persoana respectivă, dar n-am înțeles ce anume a spus, de semantică, înțelesul cuvintelor. Și atunci, de obicei, ce spui că n-am fost atent sau ce întreabă unde stă capul? Păi, capul îmi stă în capul meu. Știi ce vreau să te întreb? Tu cum ai ajuns la hipnoterapia ericksoniană? Da, asta este... Noi, tot l-a pornit de la modul în care funcționăm noi sau după cum este structurat psihicul nostru. Și atunci, noi prelucrăm informația atât la nivel conștient, cât și la nivel inconștient. Și atunci am zis așa, dacă acesta este modul în care noi funcționăm din punct de vedere psihologic și pașii sau intervențiile este bine să se facă la ambele niveluri. Și atunci am făcut o formare în terapie cognitiv-comportamentală care merge pe explicare, pe sigur, îmbină și tehnicile de intervenție la nivel biologic, inclusiv hipnoza și inclusiv hipnoterapie ericksoniană. De ce? Denumirea vine de la Milton Erickson, cel care a practicat această și a format, de fapt, această metodă terapeutică. Și care de altfel merge pe descoperirea de către client, el, să-și descopere propriile resurse pe care le are. Ideea de bază în hipnoterapie ericksoniană este că oamenii au tot ce le trebuie ca să-și rezolve ei singuri problemele. Mai că nu știu să le folosească, nu știu că le au. Exact, și atunci ei pot fi îndrumați și ajutați să și le descopere. De aceea, de pildă, și în terapia ericksoniană sau inducția hipnotică, care este mai puțin ritualizată, se folosește, sau principiul esențial în hipnoterapia ericksoniană este principiul utilizării, adică eu ca terapeut să folosesc ceea ce
cu ceea ce vine clientul, adică să folosesc limbajul lui, dacă el folosește un metafore, da, de un anumit fel prin care își exprimă simptomele. Tu întâi povestești cu el, încerci să-l cunoști și abia după aceea te gândești la o metodă pe care să o aplici în vindecarea lui? Sau cum se... În funcție de gradul, mă rog, de hipnotizabilitate, sugestibilitate a clientului sau de modul lui de a fi, pot să și utilizez fie în combinație terapia cognitiv-comportamentală, argumentarea cu psihoterapia, care merge ericksoniană, care în special merge pe simboluri și metafore. Și sau dacă persoana este de pildă ancorată, adică are o predilecție pe testarea exclusivă a realității, adică are o să zic, vine o persoană cu o anumită problemă și observ că are o dificultate în, sau e mai ancorată în realitate, adică în plan imaginativ lucrează mai puțin, atunci în general merg pe partea cognitiv-comportamentală de argumentare. Dacă persoana este înclinată spre partea imaginativă, în general persoanele, știu eu, care lucrează în domenii artistice, pictură, muzică, persoane care au imaginație, de filologie, exact, care folosesc imaginația, dreaptă, da, exact, este dominantă. Acestea sunt și persoane mai sugestibile, sugestibilitatea este în relație directă cu creativitatea. Deci, acum am vrut să mă refer la partea de sugestie, dar am zis. Și atunci, am rămas, am pomenit mai înainte că noi, așa, și când m-ați întrebat că de ce am ales, și am zis, tocmai pentru că noi așa funcționăm pe cele două paliere, conștient, inconștient. Și atunci, cumva, nu am putea să vorbim despre hipnoză fără a vedea un pic care ce sunt cu nivelele astea, conștient și inconștient. E mai corect, inconștient sau subconștient? Termenul provin de la teoria lui Freud, Sigmund Freud, care inițial a structurat psihicul în cele trei nivele, conștient, subconștient și inconștient. Dar ulterior a renunțat și el și s-a renunțat la termenul de subconștient, iar ceea ce el numea subconștient este inclus în partea de inconștient. Partea de inconștient. Da. Inconștientul este responsabil de a răspunde la... sau sintagma inconștientului este ceea ce nu știu că știu. Păi 99% e inconștient și 1% e conștient. Mare parte, da. Da, cam așa. Conștientul este mare consumator de resurse, necesită concentrare intensă, oboseala apare mai repede. Prelucrarea informației la nivel inconștient are loc în mod, cum să zic, automat, nu resimtic. Așa atunci când cineva spune că învață de plăcere, a învățat o chestie ocioată și a reținut, nu i s-a părut un efort. La nivelul creierului, că nu putem să legăm, nu putem să vorbim despre partea psihică fără a face și referire la suportul părții psihologice care este creierul. Și atunci... De acolo pornesc toate. Exact. Și atunci o să structurăm puțin creierul, nu o să intrăm în detalii, să nu se sperie telespectatorii. Da, și să înțeleagă ce vrem noi să le transmitem. Exact. Și atunci, structurăm cumva creierul pe trei nivele, pe trei paliere. Structurarea aceasta este în funcție de cum au apărut, da, procesele nervoase de-a lungul dezvoltării noastre ca specie. Și atunci, partea inferioară a creierului, baza, este prima
porțiune sau prima parte a creierului care a apărut cel mai de mult. De aia și spune cumva creier reptilian. Această parte, mă rog, trunchiul cerebral este reprezentant al acestei părți a creierului, este responsabilă de reflexele pe care noi le avem, precum și de coordonarea involuntară a funcțiilor corpului, bătăile inimii, respirația. Aceasta este partea cea mai veche. Următorul nivel, cel de mijloc, al doilea, este cel care a apărut ulterior și la acest nivel se află nuclei care sunt responsabili de procesarea, prelucrarea emoțiilor, generarea și prelucrarea emoțiilor, precum și determinarea comportamentului de reglare sau homeostatică a emoțiilor. Adică, știu, la acest nivel, dacă am o emoție intensă, de exemplu frică, comportamentul de reducere a fricii, să spunem, va fi evitarea situației pe care o consider periculoasă. Asta este comportamentul de reglare a emoției sau homeostat, de echilibrare. Da, da, da. Apoi, la aceste două niveluri, avem ceea ce noi numim inconștient. Deci tot ceea ce este comportament involuntar, comportament reflex, este o exprimare, de fapt, a inconștientului nostru. Și cu el avem de lucru, nu? Da. Din fericire, el este aliatul nostru și cel mai bun psihoterapeut al nostru, deși uneori este și încăpățânat și ne poate încurca în anumite situații. Și atunci trebuie să vedem care sunt intențiile lui și hipnoterapia ne ajută în acest sens. Acum, după, ca să nu intrăm mult în specialitate și în limbajul acesta specific, ai făcut un pic de teorie asupra celor două nivele, ai ajuns la al treilea, da, termină cu el, că vreau să te întreb dacă hipnoza are limite sau nu, pornind de la acestea. Ok, al treilea nivel este ceea ce se numește partea neo sau nou, partea cea mai nouă care a apărut și aici sunt funcțiile gândirii, sau ceea ce numim logica, funcțiile, dacă la cele două nivele avem funcțiile, intuiția este cea care este reprezentată aici, sunt funcțiile raționale, de fapt, de analiză. Da, raționale, dar intuiția e bine de multe ori să ți-o urmezi. Da, pentru că o să vedem, fiind rezultatul proceselor inconștiente la nivel inconștient, regulile după care se conduce inconștientul sunt diferite de regulile conștiente. Sunt mult mai flexibile, asociațiile sunt mult mai rapide, spre deosebire de nivelul conștient care e asociat ultimei părți, acel neocortex, în care regulile sunt de a merge în mod serial sau din aproape în aproape, cum e o rezolvare a unei probleme de matematică, de exemplu. Rezolv un pas în funcție de feedback, merg mai departe sau dacă nu, dacă feedback-ul e pozitiv, dacă e succes, dacă feedback-ul, răspunsul este negativ, mă întorc și, da, caut și asta este apanajul conștientului. A părții raționale, în timp ce inconștientul merge pe partea euristică. Dar tu, în cabinetul tău de psihoterapie, nu încerci să-i explici omului partea științifică a lucrurilor. Tu te uiți la clientul tău, îl întrebi eventual care sunt problemele sau poate ți le spune el și tu decizi împreună cu el sau tu singur ce vrei să faci în continuare? În clientul care vine la cabinet trebuie să aibă o reprezentare, să-și formeze o reprezentare mentală privind problema cu care se confruntă, de unde vine. Având o reprezentare mentală a acestui lucru, va înțelege mult mai ușor de ce vom folosi tehnicile pe care le vom folosi. Altfel, de pildă,
O să facem, știu, o inducție a unei relaxări sau o respirație, să zic, abdominală, să întrebe, dar ce legătură are cu problema mea? Adică eu vin aici că nu știu de unde, da, mă simt rău, dar nu știu de unde, și asta mă pune să respir sau mă pune, mă trântește în fotoliu, și atunci omul trebuie să aibă o reprezentare a propriei, al propriului mecanism al problemei, cum funcționează anumit psihicul nostru, ca să înțeleagă și de ce. Și asta de obicei cam într-o ședință, două, se alocă. Își dă seama, da, da, și se alocă pentru a explica. Au fost și cazuri în care, când le-ai propus metoda hipnoterapiei, să spună nu? Da. Da, sunt cazuri. Acum, în general, refuzul hipnoterapiei poate să apară datorită miturilor pe care o persoană le are despre această tehnică sau metodă, dacă vorbim despre hipnoterapia ericksoniană. Da, vreau să spun tehnica. Dar cum că și-ar putea pierde controlul, cum că nu ar ști ce să facă și atunci... Cum că ar spune și ce nu trebuie. Exact. Și atunci și nu ar ști ce spune. În general, persoanele care sunt, merg foarte mult pe testarea realității, care sunt cantonate în aici, acum foarte mult în partea obiectivă sau concretă, au o reticență în a se lăsa în voia sugestiilor și a imaginației. Ei au nevoie permanentă de a testa realitatea și atunci inducerea relaxării pe care o presupune de altfel hipnoza sau transa hipnotic le induce o stare de anxietate. Se tem că ar putea să-și piardă controlul. Și atunci... Spun acest lucru? Ți-l spun? Unii da, cei mai mulți spun acest lucru, dar mergem pe nevoia foarte mare de control. De obicei, o astfel de persoană, când își exprimă problema, ajungem și aici și spun că eu de fapt am mi-e frică să nu se întâmple. Aveam pe cineva acum, mi-am să aminte, în care, mă rog, venise cu o stare de neliniște, de tensiune, de anxietate și îmi spunea, când sunt la volan și simt că mă relaxez repede, mă activez, că mi-e frică să nu-mi pierd cunoștința. Și atunci, da, eu vreau să mă relaxez, dacă nu încep să mă relaxez, nu-mi dau voie. Astfel de persoane pot să aibă dificultăți pentru că ei asociază, cum a fost și este acest client, asociază starea de relaxare cu pierderea cunoștinței. Și atunci când înveți o tehnică de relaxare, se activează în minte această asociație. Și atunci, se poate merge, cu toate astea, se poate crește gradul de hipnotizabilitate a persoanei respective și, știu, să putem utiliza transa hipnotică, dar îi se explică în detaliu ce anume este. Ce se întâmplă cu el, da? Da, 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 și ce va simți cumva în timpul transei. Acum, vreau să zic că nu este atât de important, în rezolvarea problemei nu este atât de importantă profunzimea transei. Acele rezultate foarte bune se pot obține atât în transa ușoară, cât și în transa profundă. De altfel, cam 80-90% din populație, dintre oameni, au hipnotizabilitate medie, 10-15% dintre persoane, dintre oameni, au o hipnotizabilitate mai scăzută, deci nu pot fi, nu sunt hipnotizabili sau un grad redus. Da, că chiar una dintre întrebările la care îmi stăruiau în minte și asta era: cine se hipnotizează mai ușor? Copiii, adulții, oamenii inteligenți, oamenii cu mai puțină inteligență, oamenii sănătoși, oamenii cu probleme?
Atâtea întrebări. Da. Și tot atâtea răspunsuri. Și răspunsul, vreau să nu uit vreo. Așa. În general, copiii... Da, uite că te și întrerup ca să-ți adun și tu gândurile, da, și luăm un moment de publicitate, okay, și după aceea o să poți răspunde în detaliu la tot ce te-am întrebat eu. Da, publicitate. Da, da. Îți place să stai lejer pe canapea? Naturlig, sute de modele de canapele și colțare te așteaptă în magazinele Naturlig. Vino să te bucuri de confortul tapiseriilor create în România. Te așteptăm în magazinul Naturlig din orașul tău și pe naturlig.ro. Naturlig, mobilier und decorațiuni. Preferi preparatele tradiționale sau rețetele moderne? Restaurantul Pronto îți oferă specialități pentru cele mai pretențioase gusturi. Preparatele proaspete, varietatea maximă, ambianța relaxantă și personalul profesionist și prietenos sunt ingredientele care îți garantează o experiență culinară de neuitat. Mănâncă sănătos și bucură-te de porții consistente la Restaurant Pronto. Restaurant Pronto. Mâncare ca la mama acasă. Oferim consultanță în rezolvarea dosarelor de accidente auto sau vătămări corporale. Consultanță privind fondurile europene pentru firme, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate sau SRL-uri. Călin Fițigău, telefon 0749 945 843. Nici o prăjitură din lume nu are gustul și savoarea celor făcute acasă. Cu Mama's Cake vei regăsi gustul copilăriei în toate prăjiturile oferite. Vino și tu și prietenii tăi la Mama's Cake și odată ce ne-ai trecut pragul, vei dori să revii în fiecare zi. Mama's Cake, cea mai nouă cofetărie situată în Baia Mare, pe Bulevardul Unirii, numărul 7. Prăjituri făcute cu multă dragoste pentru tine. Intră în lumea eleganței și a bunului gust, iar noi ne vom ocupa de fiecare detaliu ca evenimentul tău să fie unul de nota 10. Restaurant La Gourmet. 170 de locuri pentru servirea mesei și o grădină de vară deosebită. Evenimente sociale sau mondene, nunți sau botezuri, zile de naștere sau petreceri de firmă, toate într-un loc de excepție. Restaurant La Gourmet. Experiențe memorabile în arta culinară. Bine ai venit la Hotel Magus! Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Baia Mare, vă prezintă oferta academică pentru anul universitar 2017-2018. Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, specializările Marketing, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Managementul Dezvoltării Durabile și Geografia Turismului, toate cu durata de 3 ani. Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, durata 3 ani. Se oferă burse și alte facilități. Informații suplimentare puteți obține la sediul Universității din Strada Culturii, numărul 5. Revenim la multele mele întrebări, dragă domnule Călin Romniuc, și poți să-mi răspunzi. Deci cine e mai ușor de hipnotizat? În general, copiii, pentru că sunt mai ușor de hipnotizat și în special categoria cumva de vârstă între 9 și 12 ani.
În cazul copiilor, imaginația este dezvoltată, testarea aceasta a realității nu este atât de bine încă structurată, deci funcțiile emisferei stângi, și atunci ei se pot lăsa mai ușor să-și imagineze, imaginația este mai bogată cu multe detalii, ei se lasă în voia acelor imagini care și le derulează în minte. De asemenea, pe măsură ce înaintăm în vârstă, scade gradul de hipnotizabilitate. Asta legat de vârstă. Se spune, te întrerup, că oamenii cu mai multă inteligență, oamenilor cu mai multă inteligență le plac sugestii complexe, oamenii cu mai puțin sugestiile simple, e adevărat? Psihoterapeutul e de acord cu ce zic eu? Acum, și aici, și în acest caz, raportul dintre... este același lucru valabil ca și raportul dintre inteligență și eficiență, în general. Adică, inteligența este un bun predictor al performanței, al eficienței, până la un anumit nivel, până la nivelul mediu. De la nivelul mediu de inteligență, factorii de personalitate, felul de a fi este cel care spune cuvântul în performanță. Asta ce înseamnă? Că dacă, sigur, un copil care are o problemă de deficiență mentală va fi mai puțin performant decât o persoană care are o inteligență, să zic, submedie sau de limită. Dacă însă de la inteligența, ce înseamnă inteligență de nivel mediu? Că nu, să nu se confunde cu mediocru. Adică eu, dacă am o inteligență de nivel mediu, am același nivel al inteligenței cu marea majoritate a persoanelor de aceeași vârstă cu mine. Și atunci, de la inteligența de nivel mediu, am zis că factorii de personalitate sunt cei care spun ceva. Exact. Și atunci, de la inteligență de nivel mediu, gradul de hipnotizabilitate crește în funcție de cât de ancorat sunt eu în realitate sau pot să-mi permit să evadez. Cât de mult îmi permit să și evadez din această realitate. Adică, dacă de pildă o persoană are o inteligență de nivel mediu, dar este pe lângă inteligență de nivel mediu, are și o capacitate de a se transpune în situație empatică sau imaginativă crescută, acea persoană va putea profita mai bine de pe urma transei hipnotice. Da, își va putea imagina mai bine situațiile și ar putea să trăiască situațiile imaginate ca și cum ar fi acolo. Spre deosebire de o persoană care are o inteligență de nivel mediu, da, dar care are o capacitate imaginativă mai redusă. Și persoanele care au probleme de retard, astea pot să fie hipnotizate? Pot să asculte, să-și imagineze sugestiile care vin din partea psihoterapeutului? Sigur, persoanele care sunt cu retard, ele nu au au o capacitate de înțelegere redusă. Da? Și atunci și reprezentarea sau imaginația are de suferit, fiind săracă, mult mai săracă, și atunci, neînțelegând sensul sugestiilor, nu vor putea să și le imagineze, sigur, și atunci nu se instalează starea, nu vor intra în starea de transă hipnotică. De ce crezi tu, ca specialist, că este aura asta de multe ori negativă asupra hipnozei? Nu înțelege lumea sau au modificat-o alții magicienii care au încercat să-și imagineze lumea și să prezinte lumea altfel? Da, este o... hipnoza este o tehnică care ne
cunoscându-se și oamenii necunoscând multe despre această tehnică, există o anumită categorie de persoane care se servesc de acest lucru pentru a prezenta celorlalți a se prezenta ca fiind supra-oameni sau omnipotenței care pot totul, ei care au niște capacități excepționale spre deosebire de muritorii de rând și atunci se pot folosi de această tehnică ca să demonstreze celorlalți și prin asta să-și demonstreze lor că supra-oameni. Sunt, exact. De-a lungul timpului s-au dat tot felul de explicații la început în Evul Mediu, de exemplu, neștiindu-se prea mult despre ce este vorba, sau dat explicații privind existența anumitor fluide care circulă prin corp și ulterior aprofundarea studiilor în direcția psihologiei cognitive, din direcția biologiei, a neuroștiințelor, ca să iau o categorie mai mare, au început să descrie o serie de modificări care apar în creier în timpul transei. A fost contestată și ca știință, abia de pe la 1800 și ceva. Da, a fost contestată, da? ca și tehnică. Da. Ca, așa. Și atunci, asta este lipsa de informații a populației. Dorința unor persoane, da, de a profita de pe urma acestei tehnici, au contribuit la crearea acestei cumva aure de mister. Sau, mă rog, poate fi negativă, da. De mister în jurul hipnozei. Am discutat și am amintit înainte că noi prelucrăm informația atât la nivel conștient cât și la nivel inconștient. În permanență facem acest lucru. Nu, indiferent că suntem în transă hipnotică sau suntem în stare de veghe, de exemplu. Sau suntem în stare normală, reală, da? Exact. Și atunci, să luăm exemplul nostru de a discuta aici. Noi sper că nu suntem în transă. Deși Erickson spune că terapeutul intră și e necesar să intre în transă, să vorbească pe limbajul clientului. Păi tu vorbești, da, pe limbajul tău. Bun, și atunci. Numai să nu mă hipnotizez. Nu, nu facem spectacol, că nu trebuie să demonstrăm nimic. Așa. În cazul nostru, al acestui dialog, sigur, care îl purtăm, în acest moment, în mintea dumneavoastră, sunt activate, da, acele cunoștințe care vă sunt necesare să înțelegeți mesajul care vi-l transmit. Ce vorbesc eu acum? Da? Eu cred că mai degrabă în mintea mea sunt multitudinea de întrebări pe care vreau să ți le adresez ție. Așa, dar faptul că răspundeți la ceea ce eu spun acum arată că la nivel inconștient sunt activate aceste cunoștințe. În subsidiar, da, este sau ce sunt vreau eu aceste să prelucrări care, da, le faceți, ce întrebări să-i mai pun. Dar în timp ce eu spun ce întrebări să-i mai pun, nu ați mai prelucrat ceva. Dacă ați spus, nu, mă gândesc că ce întrebări să-i mai pun, asta deja este o prelucrare conștientă. Sau a fost inconștientă și a devenit conștientă, că știu acum la ce mă gândesc. Dar în timpul ăsta, noastră sau telespectatorii, vă mai gândiți la ceva, știți la ce anume? Nu, spune tu. Păi dacă ați ști, nu ar fi la nivel inconștient. Bun, acum, după ce spun eu ce urmează să spun, chestia aceea inconștientă va deveni conștientă. Adică, în timpul ăsta, telespectatorii și dumneavoastră, mai prelucrați ceva. Ce anume? Mai prelucrați tonalitatea vocii mele, gestica, mimica,
Da? Toate aceste prelucrări, având rolul de a înțelege mai bine mesajul pe care îl transmit, sau și de a-și face și o părere despre persoana mea. Mă duc la el sau nu mă duc la el? Mă las pe mâna lui sau nu mă las pe mâna lui? Da, dar și ca persoană. Și ca persoană, noi când ne întâlnim cu cineva prima dată, da? Bun, avem conversații de început, da? Formale. Dar în spate eu văd comportamentul celeilalte, prelucrez gestica, mimica, tonalitatea vocii, modul în care se comportă, reacționează. Toate acestea având menirea de a cunoaște mai bine persoana și, respectivă, și de a ști cum anume să mă raportez la ea. De aceea, de pildă, poate să pot să apară așa numitele antipatiile de la prima vedere. De la prima vedere, da, da. Acele antipatii, și de multe ori știi, zic, nu mi-au făcut nimica, dar nu știu de ce nu este antipatie. Exact. Da. De ce? Pentru că ceva, o trăsătură sau chiar mai multe trăsături a persoanei respective activează, prelucrată, observată la nivel inconștient, activează în mintea mea o trăsătură întâlnită în altă parte, la o altă persoană, care să zic, eu am avut un conflict. Da. Și partea bună a inconștientului, una dintre ele, și pot să zic așa ca și concept mai general, este de creștere a adaptabilității noastre la mediu. Adică, dacă eu, de exemplu, să luăm exemplu cu condusul mașinii, dacă eu am deprinderile de a conduce mașina prin exersare automatizate, ce înseamnă automatizate? Le fac fără să necesite un efort, da, de atenție. Din reflex. Exact. Când zic reflex, este partea inferioară a creierului, deține de inconștient. Bun, dar eu în timpul ăsta, ce fac? Prelucrez informația pe care mi-o dă cel de lângă mine. Da? Când povestește poate ceva interesant. Și atenția mea e pe acolo. Da? Și eu, exact. Da. Dacă nu aș avea acest nivel inconștient, păi ar fi nevoie ca de fiecare dată, în orice fac, să tot fiu atent. Resursele noastre atenționale sunt limitate. Știi că sunt, apropo de condus, exact, sunt conducători auto care spun, lasă-mă să mă concentrez, nu pot să te ascult sau așa, că vreau să mă concentrez pe condus. Exact. Da. Și atunci n-au atenție distributivă să-și vadă și de volan, și de drum, și de celelalte mașini, și de tine din dreapta lui care ai chef de vorbă. Este o problemă, sigur, aici ține de atenția distributivă, dar vă spun că și eu sunt în cauză, că se poate educa și mai ales în cazul condusului e nevoie de educare în privința acestei. Susceptibilitatea asta hipnotică poate fi considerată un simptom al unei dereglări a psihicului sau vine de la sine? Este o problemă, deci naturală, spontană, și toate persoanele care sunt, sigur, stabile emoțional pot să... Deci marea majoritate a persoanelor. Știi că dar se stabilitatea spune... emoțională nici nu este un criteriu foarte important. Nu, dar important. Se spune că persoanele echilibrate... Aici o să mă contrazici, dar îmi place să mă contrazici. Că persoanele echilibrate emoțional și sănătoase nici nu prea pot să fie hipnotizate. Sau n-au nevoie de... Numai așa, dacă nu sunt curioase. Acum toată lumea are, adică nu cred că există cineva care să nu se simtă relaxat sau să învețe modalități de gestionare a stresului, pentru că stresul face parte din viața noastră. Nu ne întâlnim cu situații stresante cotidiene, minore sau majore, care influențează, au un impact mai puternic asupra noastră. Nu? Dacă de pildă, știu eu, se poate întâmpla chestii catastrofice. Reacția mea la o astfel de situație este una excesivă, fără ca asta să însemne că persoana în general are o problemă de stabilitate emoțională. Și atunci se spune că persoanele mai stabile emoțional, dar nu este o...
nu știu, sursa. Și nici nu prea, nu prea ajung la psiholog, la psihoterapeut. La psihoterapeut, deci, poate merge pe dezvoltare personală, da, exact, și da, de învățare de gestionare și management mai eficient al stresului. Al stresului, da, al emoțiilor, da. Sigur, și atunci se poate fi învățată persoana respectivă autohipnoza. Bun, ai intrat în transa hipnotică, cam cât durează? Durează mult? Inducția, adică când ai intrat în transă, durează cam în jur de 20 de minute, o jumătate de oră, inducerea. Pentru că am amintit la emisiunea trecută, atunci, da, toate, cum eram contratimp. Deci, starea de transă servește ca și context în care eu apoi vin cu intervenția, eu ca și terapeut. Da? Cu tehnica care, pentru care facem transa. Adică, dacă de pildă clientul care are o problemă că nu știe de ce se simte într-un anume fel, da? Și vrea să descopere care este cauza. Cauza poate să fie la nivel inconștient. Și sugerează psihoterapeutul? Sugerezi diferite cauze? Și atunci, nu. Nu, pentru că, deci, și cauzele sunt personale, personalizate, adică clientul undeva la nivel inconștient știe care este cauza. Și atunci ceea ce urmărim prin transa hipnotică este să ajungă la gradul de conștientizare a cauzei. Bun, și atunci, pentru asta se induce 20 de minute, o jumătate de oră, cât am zis, transa hipnotică. Se poate și mai, sunt și câteva minute, că la un moment dat poate să apară o condiționare și clientul doar când se așează în fotoliul în care a intrat în transa hipnotică, să intre în transă. Da. Apare o condiționare. Și atunci clientul intră în transa hipnotică, după care dacă mergem pe cauza, pe descoperire, el să descopere cauzele sau resursele pe care le are pentru rezolvarea problemei, se utilizează tehnici de intervenție metaforice. De ce? Pentru că limbajul inconștientului sunt metaforele. Și atunci, de pildă, acestea sunt tehnici de hipnoanaliză, care ajută clientul să analizeze cauzele problemelor prezente, folosindu-se de transa hipnotică, de aici hipnoanaliză. De pildă, poate să fie, ca să vă dau un exemplu de metaforă sau de tehnică, este destul de cunoscut în hipnoterapie ericksoniană metafora coridorului, adică în care persoana să se imagineze pe un frumos coridor de hotel, luminos, cu un covor frumos pe jos, pe pereți sunt tablouri, flori în jur, iar de-a lungul peretului de o parte și de alta, flori și uși care se pot deschide printr-o simplă apăsare a clanței dinspre exterior înspre interior. Și clientul este rugat să se imagineze că se plimbă pe acest coridor și că la un moment dat, ajungând în dreptul unei anumite uși, va putea simți un anumit senzație sau un anumit sentiment, care poate să fie orice, și când va simți acea senzație, acesta este semnul că el poate să viziteze acea cameră în care va găsi evenimente neplăcute sau plăcute. Acum nu, asta este. Așa, în care poate să găsească atât evenimente fericite petrecute în viața lui sau evenimente nefericite, neplăcute. Bun, toate acestea, tablourile, dacă văd, îmi rămâne în minte după ce ies din transă, îmi rămâne în minte un anumit tablou, este clar că este cu semnificație pentru mine. Nu, dacă văd o figură, atunci pentru mine ca și client, ca și persoană care vrea să-și rezolve, caută cauza problemei.
Apoi pot să apară aparent ilogice chestii care la analizate la sau dacă ar apare în stare conștiință, zice că nu se poate așa ceva. Critica realității la nivel conștient, adică să apară pur și simplu o culoare doar sau să apară o cameră în care sunt câteva obiecte de mobilier. Da? Bun. În momentul în care a terminat de vizitat camerele respective, clientul se întoarce, este rugat să se întoarcă de pe acest coridor al inconștientului, revine în încăperea în care suntem, mai departe se face ieșirea din transă. Așa, iar după transă, în general se discută cele văzute și se decriptează simbolurile, adică nu terapeutul, clientul este ajutat să-și decripteze simbolurile, ceea ce a văzut, să descifreze, să traducă ceea ce, imaginile care le-a văzut în timpul transei. Pentru că, uite, timpul trece așa de repede și întrebările mele rămân tot fără răspuns. Aș vrea să te întreb, că mai avem 3 minute din emisiune, vrea să te întreb că vorbeam despre hipnoză, despre metoda aceasta de abordare a stărilor nu de bine. Poate și să transmită clientului și metode de autohipnoză? Sunt clienți în stare să-și facă ei autohipnoză? Este chiar recomandat ca clienții să fie învățați după practicarea de câteva ori cu terapeutul. De ce? Pentru că altfel devine dependent clientul fie de terapeut, fie dacă este înregistrat pe telefon, să zic, de obicei telefonul folosim, devine dependent de ascultarea și de vocea. De obicei spun că îmi place mai mult să ascult de telefon, că vocea mă calmează, ok, și atunci eu am nevoie ca această tehnică de relaxare să o pot folosi când am nevoie. Ori dacă am nevoie de să mă relaxez, să-mi induc o stare de relaxare, nu știu, undeva unde simt o stare de tensiune, doar nu o să-mi pun căștile la telefon sau să fug acasă să-mi fac o transă. Dar ce înseamnă autohipnoză? Ce? Adică să-și găsească De fapt și hipnoza este de fapt o autohipnoză. Adică eu ca terapeut dau sugestiile, dar aceste sugestii au rolul să ajute clientul să-și reprezinte cât mai bine starea de transă. Și atunci autohipnoza apare, este atât în heterohipnoză când este și terapeutul, dar clientul își dă sugestii prin care își imaginează lucruri care induc stare de relaxare profundă, că de fapt termenul corect al hipnozei este de fapt de relaxare profundă. Da. Și reușesc? Ce-ți spun clienții tăi? Reușesc să apeleze la autohipnoză? La autohipnoză, da, și învățarea tehnicilor de autohipnoză se face diferențiat în funcție de gradul de hipnotizabilitate a persoanei. Deci, pentru persoanele cu grad redus de hipnotizabilitate, mediu și ridicat. Și eficiența hipnozei este atât în problemele de natură psihologică de relaxare, dar are eficiență și în problemele psihosomatice, care n-am apucat să le discutăm. O să le discutăm. Mulțumesc frumos, Călin. Sigur că subiectul este atât de vast și de complex. Noi doar am încercat așa, dar promitem că vom relua, că sigur vor vrea oamenii să afle mai multe și mai multe. Psihicul este complex și avem nevoie și de relaxare și de autorelaxare. Eu îți mulțumesc frumos și mulțumesc și telespectatorilor. Sper că au înțeles câte ceva din ce am discutat noi despre hipnoterapia ericksoniană. Așa încât vă doresc o seară bună, relaxați-vă, dragilor, și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!